prieteni, astăzi am să vă prezint un exercițiu de Qigong pentru sănătatea ochilor. Exercițiul este destul de simplu și poate fi făcut de către oricine, ajută în orice afecțiune oculară. Totuși, dacă aveți o operație la ochi recentă, vă recomand întâi să lăsați ochiul să se vindece complet și apoi să practicați acest exercițiu. Exercițiul se poate practica în poziție șezând, în picioare sau culcat. Puteți să-l practicați dimineața înainte de a vă da jos din pat sau seara înainte de a dormi. Exercițiul se practică cu ochii închiși. Deci închideți ochii și vizualizați în fața voastră un ceas. Vizualizați un ceas de această formă, deci un ceas de perete mai mare. Apoi urmăriți cu ochii închiși catranul ceasului în sensul acelor de ceasornic de 36 de ori, după care urmăriți catranul ceasului de încă 36 de ori în sens invers acelor de ceasornic. Faceți acest lucru de încă 2 ori. În total veți avea 108 rotații într-o parte și 108 rotații în celălalt sens. Vă urez succes! Practicați acest exercițiu pentru sănătatea ochilor voștri. Ia doar câteva minute. La revedere!